Hei, bună! Eu sunt Reli și acesta este un nou episod din vlog. Așa că să începem! În acest vlog vom încerca combinații ciudate de mâncare și, mă rog, avem pe aici foarte multe chestii, nu știu dacă le vedeți, dar o să le vedeți când o să le încercăm noi. Și da, știu că a făcut și Cezara acest vlog, dar voi mi-ați dat această idee și mi s-a părut super, super drăguță. Am vrut să menționez chestia asta ca să nu apară foarte multe comentarii jos, cum că o copiez pe Cezara. Să începem! Ok, deci prima dată vom încerca suc cu cereale. Haide să vedem. Am pus, puțin lapte, suc, gata, și cereale. Mă rog, nu știu cât de bine se vede, dar se vede că... O ținești într-o parte. Da. Se vede că nu e lapte. Ia-i să-mi pun. Nu mă uită la tine. E dubios. Mm-hmm. Acum încercăm castraveți. E dubios. Oreo, da. Ok. Castraveți și Oreo. Oare, nu pot să mergi. Ah, s-a rupt în două. Văd cu muștar și bagă de pepe. Cred că o să regret chestia asta. Ajunge? Da, mi-a trebuit prea mult. Una. Două. Bine. Trebuie să le înghițim? Nu știu. Vreau să spun că dacă doar nu le scuipi. Deci avem aici muștarul cu bobițele de piper. Mi-e frică să nu o dau pe jos. Asta e toată chestia mea aici. Deci, de ce ține mai mult? Îți pui tu singură? Nu. Frică să-mi dau pe jos. Ați ajunge? Mm-hmm. 2, 1 și... Ai boabele, le-ai înghițit. Da! Deci acum o să gustăm chipsuri cu miere. Inițial voiam să luăm cu paprika, dar că nu mai erau și am luat cu smântână. Da. Și ceacă. Da. Ai, dar prea multă miere. Da. Scurge. Stai. Stai, dă-te. Stai. Dar știi că e bun. Mie îmi place. Ok, acum vom încerca lămâie cu sare. Exact așa. Gata. Ce-o mână acum. Gata. Bravo. Și acum luăm o feliuță. Aolo, cât am pus. 3, 2, 1, 5. La dorințele Ionelei, acum mâncăm banana cu ketchup. Gata, smuțe, smuțe, Ionela! 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 Yo-yo cu asta! No. Ionela! Hai, 3... 2, 1 și... Dar mi-e rău. Nici n-am dat pe mine. Ai, Ionela!
Elena, te urmăresc! A fost oribil! Și acum să mâncăm pupuleți cu sare și cu Nutella. Așa îi spun și voi. Vezi că e bun rău. Eu n-am mâncat pe lătă cu frici, cu ciocolată. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să-i dați un mare like, să-l share-uiți prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag EmojiFem. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!